Iurel Lis, fost primar general, în deplinătatea funcțiilor mele mentale, născut în Zărnești, județul Argeș, domiciliat în București, sector 2, de bunăvoie și neserii de nimeni, pentru cazul morții mele, dispun următoarele. De asta spun că sună așa un pic, să știe toată România. Bine, o urmă de umor se găsește și în aceste. Să știe toată România și toată planeta. Nu știu acum dacă planeta e interesată. În primul rând doresc neapărat să fiu incinerat și cenușa să-mi fie păstrată în curtea casei natale. Aici vreau să comentez puțin. Vreți pe măsură ce citesc? Eu sunt foarte credincios. Am crezut întotdeauna. Până la o anumită vârstă, mama mă punea să stau în genunchi în fața unei icoane și să spun rugăciuni. Deci credința mea este foarte mare. Dar aici e o problemă sufletească, o problemă care eu consider nu-mi place să știu că sunt undeva, eu știu, acoperit cu pământ când pot să fiu un praf care... Asta am înțeles de săptămâna trecută, când ne-ați spus când un praf care e liber și le ia vântul și îl duce unde vrea. O să ne explice, domnul Ionașcu, dacă există excepții de la credință în a fi incinerat. Eu știam că nu există. Niciuna. Nu există niciuna. Deci... Da, e o contrazicere, știu. Dar pentru mine e o descărcare, e un fenomen care, cum să spun... Până la urmă, te poți duce pe lumea altă cu credința religii... pe care o ai, da, și uitați-vă, să alegi... Dar în alte religii există, nu? Eu nu vreau, să monopolizez discuția tocmai din respectul pe care îl vorbeam la începutul emisiunii. Îmi cer iertare, dar fiind o chestiune teologică, mă văd nevoit să o punctez. Nu, aveți dreptate. Nu. Ce se întâmplă? Eu, în seara aceasta, am fost invitat la dumneavoastră pentru a vorbi. Alminter, nu m-ați invitat aici ca să tac. Da. Sunteți bronzat, v-am fi chemat și să vă admirăm, fără să vă puneți de vorbi, dar ar fi bine să-și vorbim. Este limbi, de că ceea ce interesează mai mult este bronzul unui limbi care merge foarte bine pe un subiect dat. Da. Dar vreau să vă spun că atâta timp cât normalitatea ține ca eu să fac ceea ce trebuie în această emisiune, în sensul că trebuie ca invitat pentru a vorbi să vorbesc, în mod evident, nu pot să fac rabat de la acest lucru. Nici nu vă cerem. Adică nu aș putea nici să tac, nici să stau cu spatele la cameră. De ce? Pentru că ar fi o impietate a bunului simț. Pe de altă parte, gândiți-vă dumneavoastră că Dumnezeu, în infinitatea Lui din cer, pentru ca eu să pot să mă ridic de la nivelul meu de cădere absolută, se înomenizează, adică infinitatea efectivă, kenotic, o deșertă într-o ființă telurică, care poate să fie percepută ca om. Doamne, n-a vreau nimic să spun în seara că, vreau să spun că din Dumnezeu infinit devine finit în persoana lui Iisus Hristos, Dumnezeu și om. Da. Dumnezeu în care eu cred și cu Domnul Iis e adevărat, în Iisus Hristos la care ne închinăm, a dat exemplu că a stat în mormânt ca muritor și a înviat. Exemplu devenirii și credinței tocmai noastre. Din acest motiv am și din perspectiva și acestui fapt în care eu am o contradicție cu credința mea, nu am o contradicție nici cu avocatul Ionașcu, nici cu doctorul Andrei, nici cu domnul Lis. Domnul Lis trebuie să renunțe la dorința asta dacă vrea... Dacă ce înseamnă că eu nu am înțeles credința mea de la A la Z. Așa că nu aș fi înțeles invitația mea aici. Iertați-mă! Da, nu, foarte bine. Formația mea. Până la urmă eu sunt de acord cu ce spune neatră. Domnul Lis trebuie să fie dat. Întâia mea formație este aceea de a fi fost teolog, licențiat și doctor în teologie. De a fi astăzi. Înțelegeți teolog. Contradicția noastră? Și domnul Lis vrea să vă pună până dată garantul acestui testament, dar dorește să fie ars. Să adică tolerez, n-aveți cum să-i respectați dorința. Nu pot să tolerez ceea ce este intolerabil în raport cu actul credinței. Da. Domnul Lis. Eu aș vrea să completez ceva. De când se îngroapă oamenii care mor? De foarte mult timp, dintotdeauna. Depinde de ce? Înainte de religia creștină, de ce se îngropau? Habar n-am, nu știu. Pentru că miroseau, pentru că erau niște hoite și trebuia să le îngroape în pământ și la acoperă, nu? E, deci după ce a venit religia creștină, a preluat-o ca ceva care așa trebuie să se întâmple.
Deci părerea mea că aici e o contrazicere și asta n-ar trebui să fie, ar trebui să fie iertată de biserică, de... Da, nu cred că vom reuși noi să rezolvăm în seara asta această contrazicere. Nu cred că vom reuși noi să Dar vreau să spun mersul lucrurilor. E un lucru care s-a întâmplat cu mult înainte de religia creștină. Ca să putem trece mai departe, poate vă gândiți la primul punct al testamentului, pentru că în situația asta înțeleg că domnul Ionescu nu vrea să vă gireze testament. Aș mai avea o variantă care rămâne să vedem. N-am cum să-l gireze pentru că este contrar cu convingerilor și credinței mele. Da. Ori credința unui om este chiar mai presus. Și tocmai valesese pe noastră pentru moralitate. Aici, eu știu, am discutat, două variante aveam. Mai aveam una, dar, cum să spun, creștinească adevărat, undeva la țară, la părinți acolo, într-un colț cu un cimitir, cu o cruce simplă. În curte? Asta, așa am început discuția, dar până la urmă m-am gândit că e mai bine așa să fiu liber, să... Da, dar nici asta nu se poate, că nu se îngroapă oamenii precum animale de companie în fundul curții. Cum? Trebuie să vă duc într-un cimitir, totuși. Nu da, se îngroapă în fundul curții. Da, în cimitir vorbesc, okay, da. Asta era discuția. Bine, haideți să trecem cumva, că v-am zis, e totuși destul de... Oricum, mă nebunește zilnic cu discuția asta, îți dai seama că nu discutăm zilnic despre asta. Despre unde să fie ars și îngropat. Da, ok. În ceea ce privește pe soția mea, moștenitoare, ultima mea soțioară, Oana Lăcrămioară Alis, iubirea vieții mele, trebuie în memoria mea să aștepte un an după moartea mea înainte să-și petreacă viața cu altcineva care o va iubi și respecta. Care o iubește și respectă mult. Mă rog, e un pic de înainte să-și petreacă viața cu cineva care iubește și respectă. Adică cereți un an de doliu, aici mi se pare... Aici eu zic că e ceva corect. Până cunoaște adevărat pe cineva, trebuie să ia cu un timp. Dacă merge punctul cu oricine, nu, se poate întâmpla. Și dacă sunt 6 luni sau 7 luni, înseamnă că nu am avut respect față de tine? Nu, așa am gândit eu. A fost un gând al meu. Și acum unde stai 7, poți să mai stai 5. Adică... Pe genul unde merge mie, merge și 100. 3. Nu-i dau voie să se mărite cu acte și nici în biserică. Da. Asta pe viață. Da. De unde? Până unde? Păi acum, cum să spun, e o gândire. E o gândire pentru că eu spuneam că dacă s-a căsătorit cu mine, a fost singura ei căsătorie, singura ei iubire, singurii ani. În fața lui Dumnezeu, spuneam. Da, adică în fața lui Dumnezeu. Păi și tu ai 3 căsătorii, Viorel. Da. Păi și la primărie ce aveți? Că acolo nu vine Dumnezeu, vine omul. Nu știu, mi-ar place să rămână cu numele Elis. Adică să ducă mai departe și numele și... Dar aici, cum să spun, nu se știe când. Ar putea să fie și mâine, și poimâine, și peste 10 ani, și peste 15. Nimeni nu știe. Deci s-ar putea să ajungă la o vârstă când nici n-ar mai trebui să mărită, nu? Da, dar noastră nu vă faceți testamentul... Adică spuneți că nu o să mai ia nimeni. Adică... Nu, nu vă faceți testamentul ăsta în funcție de cum... Vor păi fi vremurile în momentul ăla. Dumneavoastră, acum v-ați expus gândurile din prezent. Gândurile nu l-ați făcut în ideea că o să mai trăiți 50 de ani. Pentru viitorii câțiva ani, dar dacă se întâmplă, trăiesc mai Vreau să se ocupe de casa de la țară și terenurile mele. Ea și fata mea, Alina, nu are voie să o vândă niciodată, să rămână în familie. Asta mi-am dorit foarte mult, dar e foarte dar greu. Dar nici asta nu sunt de acord. Pentru nu vreau, că stai că hai să terminăm ăsta de citit și după aia le rompă. Nu vreau ca eventualul copil al soției mele, Oana, dacă se inseminează fără acordul meu, nu vreau să-mi poarte numele. Da. Se zică în seminare Ionel sau Viorel. Sau... Așa. Nu are voie niciodată, sub nicio formă, să se atingă de un obiect secret care se află în casa noastră, în dormitor, știe ea aici despre ce este vorba. Dacă e secret, presupun că nu putem să... Da, diverse amintiri. Ok. Să se atingă de ele? Păi poate să așează praful. Păi. N-are voie să atingă în sensul să nu le arunce. Da, să nu le străineze, să nu le iasă. La momentul nefericit, nu vreau să plângă nimeni. Vreau ca prietenii... Aici n-aveți cum să controlați. Nu vreau să mă dau pe un exemplu, dar mă rog, nu aveți cum să controlați emoția oamenilor. Sunt oameni care v-au respectat, v-au iubit și probabil că așa se vor descărca. Nu-mi place să văd lumea. Păi să nu se mai vedeți atunci. Nu-i mai văd, dar nu-mi place să fie lumea multă care să plângă sau să mă înjure sau mai bine, gata. La terminat. Momentul nefericit nu vreau să plângă nimeni, vreau ca prietenii mei să facă o petrecere așa cum mi-a plăcut mie toată viața și cum știu eu că îi place și Oanei. Cred că ăsta e cel mai ușor de îndeplinit. Da, primul avem contrazicere. Cineva. Ultimul, deși cred că e cel mai trist. Vreau să vă amintiți de mine cu zâmbetul pe buze, vă rog. Asta mi se pare că starea noastră nu este una. E frumos ce a scris aici.
Eu așa îmi voi aminti. Da, da. Cred, nu vreau să alunec în panta asta. Da, eu nu vreau să plângă nimeni, vreau să tot să-și aduc aminte de mine. Întomită azi 14 ianuarie. Mie mi se pare un, chiar o listă mai degrabă de trăiri sufletești. Nu, domnul doctor? De suflet. Nu e, adică nu își împart aia cu casa, să zicem, că ar fi ceva...